Ce dracu este? Alo, nu răspund alarmă. Salut! Sunt Anesia și astăzi voi fi bărbat. Hai să-ți arăt o zi din viața unui bărbat. Primul lucru pe care îl fac ca bărbat, nici măcar nu m-am trezit bine, nici măcar nu beau cafeaua, că ce fac? Încep munca, ca un bărbat adevărat. Dă-mi și apa de trei. Francez. Bă, băiatule, câtă muncă. Primul lucru când cobor scările, mă gândesc așa, că sunt foarte recunoscător lui Dumnezeu și lui Măicuța Domnului, că mi-a dat așa prilej. Te spar, mă, că ți-am zis că te spar, da? A, uite, nu, uite, dau cu capul, mă, te băgăm iași, da? Dar sunt foarte recunoscător pentru ce mi-a dat Dumnezeu. Primul lucru pe care îl fac e să... Băgăm iași, uite, că am dat cu capul ăla de scar, băgăm iași, s-au mestecat gândurile. Cum era? Primul lucru pe care îl fac când mă trezesc dimineața e să-mi beau cafeaua. Dar eu cum sunt un bărbat puternic, îmi fac cafeaua tare. Ca acum când m-am trezit 5 minute. Te-ai prins așa. Că ies cu glume. Așa, și amară ca viața când pierzi, când pierzi biletul la pariuri. Când pierzi la ultimul meci. Vreau luptic. După aia mă uit frumos în chiuvetă și ce văd? Numai vase murdare și atunci reacționez ca un bărbat adevărat. Strig: "A, muiere, vine și spală vasele, că nu e treaba mea." Da, m-am gândit mai bine și le spăl eu. Fii bărbat adevărat, eu nu mă uit la prostii de genul ăsta la care se uită toată lumea. Meteo, starea vremii. Eu am reumatism. Eu știu cum o să fie starea vremii după corpul meu. Dacă mă doare genunchiul stâng, înseamnă că plouă. Dacă mă doare umăr drept, înseamnă că ninge. Și dacă mă doare amândouă, înseamnă că am căzut în șanță că am băut prea mult. Pe ăsta-l cheamă Bu, pe ăsta-l cheamă Su. Împreună, Busu. Iar dacă mă doare amândouă, înseamnă că am luat un busai. Mie îmi place să fac grătarul. Eu am adus carnea, eu am golit sticla. Eu m-am dus lemnele de foc. Hai mă, hai mă, bă, cumpăr cărbune. Și eu ca un bărbat adevărat aștept să se facă grătarul. Hai iubita mea, când e gata grătarul ăla, că nu mai pot de foame. Știi cât am muncit eu la sticla asta? Păi umblă foamea cu lanterna în stomac. Să mor eu dacă nu. Hai deodată. Hai, nu mai pot. Hai mă. Stai că tu ești înalt. Ca bărbat trebuie să aperi tot timpul onoarea familiei și să-i pui la punct pe restul dacă e necesar. Nu, mă, ce, mă, ce ai, mă, te sfurtic, mă, mă, te sfurtic, mă, mă, știi cum ce, mă, tu știi ce, mă, tu, mă, mă, tu știi cine e iubita mea, mă? M-am bătut unul. Pentru că sunt capul familiei, tot timpul trebuie să fiu un suport emoțional pentru iubita mea dacă are nevoie să vorbească cu cineva. Hai! Ia cardul, șteaci. Ăsta, mă, terapeut, nu! Oricum era gol. Oricum tot de pe cardul îi plătesc când am nevoie. Pentru că sunt un bărbat ocupat, n-am timp de prostii de genul spăl haine, leu, suc, le, ta, ta, ta. Nu! Știi ce fac? Când am trebuie să mă duc undeva, miros mai întâi tricou, pute, și mă dau cu deodorant deasupra. Mi-a fixat și fața. Pentru că sunt glumețul familiei, o fac tot timpul pe iubita mea să se simtă bine cu glumele care le știu doar eu. Iubita,
Știi bani cu tofu? Pus și eu ceva în seara asta. Bine, hai că-ți mai zic unul. Da bancul cu cașul, știi? Caș f***i și eu ceva, dar mi-e frică că mă bat. Fii de aici ce zic. Am lăsat-o gravidă pe nevastă mea când o făceam capră. Am împăcat și barza și capră. Tristă, n-ai ce să... Fiind un om practic când vine vorba de depozitare, vreau să vă arăt unde lăs eu lucrurile prin casă. Oriunde! Oriunde, că doar nu le strâng eu, le strâng nevastă mea, ce drept! Fiind un om romantic, pregătesc cina soției mele. Și aici am trei opțiuni. Ce-a făcut cartofi prăjiți, ori comand pizza, ori încălzesc ce mi-a făcut ea cu zi înainte. Ia, iubită, că soția nu trebuie să știe.